Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în dimineața aceasta glorioasă, dimineața sărbătoririi învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi citi din Evanghelia după Matei, capitolul 28, primele 15 versete, ca să avem o prezentare panoramică a învierii, deși am să vorbesc doar din două versete din pasajul acesta, versetul 7 și 15, dar ca să ne aducem aminte despre acest mesaj, voi citi primele 15 versete, Matei 28. Să ascultăm cuvântul Domnului. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrurile acestea. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună, au strâns bătrânii, au ținut sfat și au dat ostașilor mulți bani. Și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de azi. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos, pentru moartea și învierea Lui. Și în această dimineață de sărbătoare a învierii, mulțumesc Domnului pentru această ocazie de a vesti din nou mesajul învierii. Mulțumesc, frate David, că mi-ați dat această posibilitate. Este o bucurie ori de câte ori vorbim despre cel mai mare eveniment din istoria cosmosului. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum am auzit de multe ori, chiar și astăzi, este evenimentul central, piatra de temelie a creștinismului. 1 Corinteni 15 cu 13 la 17. Învierea Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, este groaza diavolului. Știe că aceasta l-a înfrânt odată pentru totdeauna în tot efortul lui de a uzurpa pe Dumnezeu. Place textul din Coloseni 3 cu 15, mai ales în originalul grecesc și în unele traduceri englezești, unde spune că pe cruce Domnul Iisus Hristos
a făcut circ, a făcut un show din toată puterea diavolului. Învierea din moartea Domnului Iisus Hristos este învingerea morții, odată pentru totdeauna. 1 Corinteni 15, 54-55. Învierea din morți este binecuvântarea noastră, a sfinților. De aceea Apostolul Pavel are această dorință glorioasă în Filipeni 3:10-11 și vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Înainte însă de a intra în miezul mesajului pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această dimineață, aș vrea să vă stârnesc atenția la felul în care Dumnezeu lucrează. Este diferit de cum lucrează oamenii. Și anume, lucrul pe care vreau să-l rețineți este următorul. Când cineva vrea să demonstreze un lucru, vă pun o întrebare. Se folosește de argumentele cele mai tari și mai credibile sau de argumentele cele mai slabe? Care? Mai tari, nu? Construcția cea mai solidă, care să nu poată să fie dărâmată. Dumnezeu a lucrat tocmai invers. Când s-a născut Iisus, primii care au vorbit despre nașterea Lui ca un eveniment cert, cine au fost? Păstori. Erau cei mai disprețuiți oameni din regatul lui Iuda și al lui Israel. Erau considerați nesfinți pentru că tot timpul erau în urma oilor și călcau pe bălegarul oilor și aceasta îi întina. Și apoi ei erau disprețul fariseilor și cărturarilor pentru acest mare lucru. Erau singurii din Israel care nu țineau sabatul. Pentru că în Israel trebuia să ții sabatul. Păstorii nu puteau, trebuiau să lucreze și în sabat. Să umble după oi, să aibă grijă de ele, să mulgă oile. Toate lucrurile trebuiau să le facă și în zi de sabat, ca în zi din cursul săptămânii. Și lucrul acesta îi făcea să nu aibă nici o autoritate în vreo procuratură sau în vreo dezbatere, chiar dacă erau martori oculari la un eveniment. Păstorii nu erau băgați în seamă. Cine a dus vestea nașterii lui Iisus Hristos? Păstori. Apoi, la înviere, mă gândesc după judecata noastră omenească, că cel mai mare argument putea să fie Pilat. Soldații să vină și să-i spună, am întâlnit cu tare și cu tare eveniment, Pilat să facă o investigație și să spună, constatăm că a înviat. Dar Pilat și Irod nici nu-ți băgați în seamă în ziua învierii. Nici nu-ți băgați în seamă. Pentru că nu aveai pe cine să bagi în seamă. Mintea lui era făcută, era deja spălat pe mâini și pe creier era spălat de politica timpului, așa că nu era în stare să priceapă ce se întâmplă. Și atunci Domnul Dumnezeu din ceruri vine din nou și ne ia de pe picioare, să spun așa. În loc să construiască evanghelic un argument care să nu mai poată să fie criticat de nimeni și contracarat de nimeni, cine aduce mesajul învierii prima dată? Niște femei. Din nou, ca și păstorii, femeile în gândirea iudaică, în procuratura iudaică, evreiască, în relațiile societății din Israel, din Iuda, femeia nu avea nici o autoritate. Nu avea nicio autoritate. Și Domnul încredințează nu apostolilor, femeilor. Mergeți și spuneți că a înviat.
Aici este greutatea argumentului divin. Că Dumnezeu nu trebuie sprijinit de rațiune omenești ca să-și demonstreze adevărul. Dumnezeu rămâne sfânt și Dumnezeu și are ultimul cuvânt și atunci când cele mai slabe argumente sunt aduse. Hristos este viu. Femeile au văzut, femeile l-au văzut prima dată, Maria Magdalena. Și din nou, puneți-vă la inimă și acest gând. Dacă Domnul se folosește de argumentul cel mai nepotrivit, când Domnul Iisus Hristos se arată, iară se întâmplă pentru mine, cel puțin, care îmi place să tot gândesc în Scriptură, să vedem ce mai este în Scriptură, cum de nu s-a arătat Iisus Hristos la Maria, mama lui, prima dată? Pentru că aceea este relația cea mai apropiată între oameni. Mamă și copil, părinte și copil. S-a arătat la Maria Magdalena. De ce a folosit rațiunea aceasta? Nu știu. Nu vă pot spune, nu găsesc niciun argument să spun de ce a făcut lucrul acesta, decât acesta. Așa a voit Domnul. Cred că Maria plângea în timpul acesta. Deși a pus la inimă multe lucruri despre Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu. Dar ca și Petru, ca și Ioan și ca și ceilalți apostoli, și Maria, cred că, pentru o vreme a lăsat deoparte argumentele pe care le avea despre Fiul ei, Iisus. Nu Maria Magdalena însă. Ea a avut pe inimă să se convingă de toate lucrurile. De aceea și în ziua învierii ea merge la cimitir. Și ce glorios! Ea caută un trup mort și găsește un Iisus viu. Asta este marea minune. Nu este așa? Un trup mort, dar găsește un Iisus viu. În dimineața aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, ne vom uita la versetul 7 și 15, ca să vorbim despre această înviere glorioasă. Recitez versetele 7 și 15 din Matei 28. Duceți-vă repede, despuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus lucrul acesta. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-au învățat marii preoți. Și s-a răspândit zvonul acesta, că trupul lui Iisus a fost furat, printre iudei până în ziua de azi. Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră, cu respect pentru fiecare și cu glorie la adresa Domnului nostru Iisus Hristos, se numește Învierea, Responsabilitate și Respingere. Învierea, Responsabilitate și Respingere. În primul rând, învierea, o mare responsabilitate. Suntem responsabili ca mesajul învierii și adevărul învierii să fie făcut de cunoscut lumii și generației în care noi trăim. În acest verset 7 din Matei 28, responsabilitatea față de această lucrare a învierii este văzută în trei aspecte distincte. Primul este cuvântul din responsabilitate. Duceți-vă, a spus îngerul, duceți-vă. Și ascultați cu atenție. Aici se vede responsabilitatea. Duceți-vă nu este o opțiune. Duceți-vă nu este un cuvânt pentru dezbaterea noastră, să luăm hotărâre. Duceți-vă este o poruncă divină. Este o poruncă divină. Și femeile sfinte, care au fost la mormânt, aveau argumente solide să se ducă să spună că a înviat Iisus Hristos. Care erau argumentele lor? Primul rând era mormântul gol. Al doilea, cel mai mare, l-au întâlnit personal pe Iisus Hristos. Al treilea, este cuvântul Scripturii.
Domnul Iisus a spus, voi muri, dar voi învia. Al patrulea argument este puterea mântuitoare pe care o are învierea din morțea Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt cuvânt, un alt argument mare cu care s-au dus este minunea, puterea de a face minuni. El a pironit pe cruce toate neputințele noastre, toate bolile noastre. Avem cu ce să ne ducem în fața oamenilor și să le spunem că Iisus este viu. Avem! Mi-aduc aminte de această experiență binecuvântată. Eram într-o evangelizare la Portland, Oregon. Și unul dintre păstorii de acolo, un prieten, pastorul Doru Magda, mi-a zis în una din acele zile, frate Lazar, am o mare rugăminte, haide cu mine la spital. Fiul meu, avea un băiat de 9 ani, avea atunci, este internat cu o septicemie foarte acută și medicii își fac probleme că niciun antibiotic n-a lucrat până acum și se tem să nu se ducă băiatul meu și eu mă tem și soția se teme. Haide cu noi la spital să-i faci ungere cu un de lemn, să te rogi pentru el. Și într-o seară, în acele zile, după ce am terminat serviciul divin, am plecat cu el la spital. În camera în care era băiatul lor, deci încă o dată un băiețel de 9 ani, erau în total 2 persoane, băiatul și încă alt copil, tot așa la 9-10 ani. Arăta oribil, era atât de umflat de septicemie, deci septicemie însemnează infecție în sânge, este puroi în sânge, infecție în sânge. Tot corpul era, picioarele umflate, mâinile umflate, fața umflată, trupul umflat, pentru că era într-o stare groaznică, avea mai mult puroi decât sânge în el. Am încercat să vorbesc puțin cu copilul, foarte greu răspundea. I-am făcut ungere cu un de lemn și m-am rugat pentru el. Și am spus fratelui Doru, voi continua să-l port în rugăciune, pentru că mi-a rupt inima să văd un copil de vârsta lui în starea aceasta. Și când să ieși din salon, m-am uitat spre patul celălalt, era acolo tatăl copilului și cu copilul în brațe. Luase de pe pat, cu perfuzii, cu tot ce era pe el, și îl ținea în brațe și se legăna și plângea. Și fratele Doru mi-a zis, nu te duci să te rogi și pentru copilul ăla. Dar vezi că tatăl, ei sunt musulmani, poate că o să te respingă. Totuși, du-te la el, dacă îți dă voie, să te rogi pentru el. Dacă nu-ți dă voie, ieșim afară și ne rugăm afară. M-am dus la el, l-am bătut pe umăr să se oprească din legănat și să-și deschidă ochii pe tatăl, care era cu copilul în brațe, și am zis, îmi pare așa de rău să văd starea în care te afli și starea copilului. Avea aceeași situație, era umflat copilul pentru că avea o septicemie acută și el. Uite, eu sunt pastor, m-am rugat pentru copilul celălalt, dar eu mă rog la Iisus Hristos. Tu știi asta. Îmi dai voie să mă rog și pentru copilul tău și să-i fac ungere cu un de lemn. I-am arătat sticluța și s-a uitat la mine, s-a oprit și s-a uitat la mine și a zis, pastore, eu m-am rugat la Allah, dar Allah nu i-a făcut nimic până acum. Dacă tu crezi că Iisus al vostru e mai tare, rogă-te. Și am spus, Iisus este mai tare, este singurul Dumnezeu adevărat. Eu mă rog și Iisus va lucra. L-am uns cu un de lemn, m-am rugat pentru el și l-am încredințat că Domnul va face o lucrare în dreptul lui. Așa am avut în inimă să-i spun. S-a bucurat, a început iarăși să plângă și a continuat să se legine cu copilul în brațe. Eu am plecat. Mâine dimineață, când cineva a venit să mă ducă la aeroport, fratele Doru m-a sunat și a spus,
frate Lazar, nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi. Amândoi copiii sunt externați în dimineața aceasta. A dispărut septicemia și au revenit total și doctorii i-au eliberat pentru că nu mai este nici urmă de problemă, de boală și de neputință în trupul lor. Iar vecinul, arabul, mi-a zis, spune-i la pastor, Isa lucrează, Iisus lucrează. Iisus lucrează! Iisus lucrează! Pentru că este viu și pentru că are toată puterea în cer și pe pământ. Avem responsabilitatea să spunem la oameni, duceți-vă! Deci cuvântul din responsabilitate. Al doilea este celeritatea din responsabilitate. Ce înseamnă celeritate? Însemnează iuțime, repeziciune. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Duceți-vă repede! Frați și surori, doamnelor și domnilor, lumea în care noi am ajuns să trăim este o lume care are nevoie urgentă de mesajul învierii Domnului. Pentru că lumea noastră, este greu să spui în ziua învierii, dar acesta este adevărul, lumea noastră, spune Sfântul Apostol Pavel, 1 Timotei 4:1, are obiceiul acesta să se îndrepte spre învățăturile dracilor. Se depărtează de învățătura Sfintelor Scripturi. Am rămas surprins, mi-a atras atenția soția și am verificat, și am rămas surprins că săptămâna aceasta, care tocmai s-a încheiat, președintele Biden a dat un decret executiv prin care, auziți, ziua aceasta de 31 martie, ziua învierii Domnului în lumea de vest, în America, a fost declarată de către președintele Biden ziua pentru Transgender Day of Visibility, o zi în care să aibă prioritate și să fie în atenția opiniei americane transgender. A nebunit lumea. Eu nu știu dacă președintele își dă seama că e președinte sau cine dă decretele acestea în locul lui. Tocmai de ziua învierii să alegi o astfel de zi să sfidezi învierea Domnului Iisus Hristos, celeritate. Este urgentă nevoie să spunem lumii, Iisus a înviat! Iisus e viu! Duceți-vă repede! Dacă tot a vrut să le dea o zi, de ce nu le-a dat mâine, 1 aprilie? Se potrivea mai bine. Dar este lumea în care trăim. Și lumea aceasta are nevoie de un cuvânt sănătos, de un mesaj sănătos, care să o aducă din nou pe picioare. Dacă nu facem lucrul acesta cu repeziciune, dacă nu ne grăbim să spunem celor de lângă noi că Iisus trăiește, că a murit pentru păcatul lui, al ei, al meu, al nostru, dacă nu facem repede lucrul acesta, pierdem. Este în cuvântul Domnului, și uitați-vă la acest aspect, este în cuvântul Domnului ca această lucrare de vestire a Evangheliei să fie făcută cu mare urgență, cu mare celeritate, cu mare repeziciune. Puneți pe ecran Fapte 12 cu 7. Uitați-vă la acest cuvânt și să-l aplicăm la ce vă spun în momentul acesta și la argumentul cu care am stat și stau în fața dumneavoastră. Uitați-vă, Petru este în temniță, condamnat la moarte. Mâine dimineață urmează să fie executat. Irod a găsit plăcere să distreze poporul executând pe apostolii Domnului. Lăsați acum din nou pe ecran Fapte 12. Și iată, deci cum doarme acolo, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Ascultați cu atenție. Și îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în costă. Așa dormea de greu. Și i-a zis, scoală-te, cum? Iute! Scoală-te, iute! Și pentru că s-a sculat iute, s-a întâmplat o minune. Care a fost minunea? Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Frați și surori, doamnelor și domnilor, acesta este adevărul învierii. Învierea trebuie vestită cu repeziciune în aceste zile din urmă, când oamenii sunt înclinați spre nebunie.
Și dacă facem cu repeziciune și cu credință lucrul acesta, lanțurile prostiei, lanțurile idioțeniei, lanțurile păcatului, lanțurile legăturilor drăcești vor cădea de pe oameni. Nu facem lucrul acesta, omenirea rămâne legată. Legată pentru iad. Legată pentru focul veșnic. Dar tu și cu mine avem o responsabilitate să spunem repede că Iisus Hristos este viu. Iar tu, care încă nu te-ai împăcat cu El, ai o responsabilitate. Dacă vrei să-ți cadă lanțurile de pe tine, trebuie să te împaci cu El astăzi. Astăzi. Să nu mergi de aici cum ai venit. Să nu mergi de aici cu teorii și cu filozofii, ci trebuie să lași pe Hristos să fie Domn în viața ta și Domn care te schimbă și care te transformă. Glorie Domnului! Deci, este cuvântul din responsabilitate, este celeritatea din responsabilitate și apoi este comunicația din responsabilitate. Partea finală a versetului 7 din Matei 28 spune: spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Două lucruri sunt în partea aceasta de verset de comunicație. Odată este mulțimea prioritară în acest mesaj. Cui trebuiau femeile să spună că Iisus este viu? Cui? Prima dată. Ucenicilor. Ucenicilor. Dacă biserica lui Hristos a pierdut mesajul învierii, primii care trebuie să știe că Iisus e viu suntem noi. Cum vom sta lângă cei care nu-L cunosc deloc pe Dumnezeu să le spunem că Iisus este viu dacă noi nu credem? Am ajuns, după cum vom vedea mai departe în argumentul cu care stau în fața noastră, am ajuns într-o societate în care universități creștine se întrec una pe cealaltă ca să învețe pe studenți să nu creadă că Iisus a înviat din morți. Să nu creadă că s-a născut din Fecioara Maria în mod supranatural. Să nu creadă că Iisus Hristos a făcut minuni și să nu creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Primii care trebuie să știe lucrul acesta este biserica. Pentru că dacă nu credem că Iisus este viu, credința noastră este zadarnică. Suntem un club de oameni nepricepuți, de oameni care nu și-au găsit locul, nu și-au găsit pacea sufletească, nu și-au găsit liniștea. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru noi, în primul rând, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos s-a născut supranatural. Iisus Hristos a trăit o viață fără de păcat. Iisus Hristos a luat păcatul tău și al meu asupra Lui. De aceea a murit, că plata păcatului este moartea. El n-avea niciun păcat. Și Pilat a spus, și soția lui Pilat, și apostolii au spus, nu găsesc nicio vină în El. Dar a luat păcatul meu și păcatul tău. Și datorită acestui păcat a murit. Omul Iisus a murit. Plata păcatului este moartea, dar Iisus a înviat din morți. Biserica trebuie să știe și biserica trebuie să creadă acest adevăr. Spuneți ucenicilor. Și apoi mesajul, deci pe lângă mulțimea care trebuie să știe, este mesajul propriu zis. Mesajul este învierea, este întâlnirea cu El. Dacă vrei să te întâlnești cu Iisus Hristos, trebuie să asculți cuvântul. Apostolilor le-a spus, mergeți în Galileea, acolo mă veți întâlni. Dacă așa spune Iisus, du-te în Galileea, te întâlnești cu El. Mesajul lui Iisus Hristos trebuiește ascultat. Exact cum spune Habacuc. Habacuc, capitolul 2, versetele 1 la 2. M-am dus, unde s-a dus Habacuc? La locul meu de veghere. Du-te acolo unde ești chemat, du-te în punctul în care ești chemat, în care ești binecuvântat. Acolo te vei întâlni cu Domnul. Spune Habacuc, să văd ce îmi va spune Domnul. Și Domnul i-a vorbit acolo. Domnul vorbește și astăzi. Și Domnul are un cuvânt și pentru tine și are un cuvânt și pentru mine. Iată deci responsabilitatea. Responsabilitatea este să mergem, să mergem repede și să trezim și biserica și pe cei ce nu cunosc încă pe Domnul. În al doilea rând, dacă este responsabilitate, este și respingere. Mari preoți, cărturarii, doctorii legii, farisei, saducheii,
partida politică a lui Irod, erodienii, au zis, nu ne trebuie nouă înviere din morți, nu ne trebuie nouă o învățătură de felul acesta în Israel. Nu ne trebuie așa ceva în Imperiul Roman, în lumea întreagă, cunoscută în vremea aceea. Și atunci s-a făcut un efort, deci în respingerea aceasta a mesajului învierii, s-a făcut un efort care, vom vedea, n-a rămas fără semnificație și fără putere. În versetul 15, ostașii au luat banii, deci s-au hotărât mare preoți, plătim, au făcut cum i-au învățat, s-a răspândit zvonul acesta în Iudeia până în ziua de astăzi. Din nou, trei lucruri pe care trebuie să le vedem în această respingere a mesajului învierii. Primul lucru pe care trebuie să-l vedem și care lucrează și astăzi este inducerea mesagerilor. Inducerea mesagerilor, adică ducerea în eroare. Și s-au folosit de două aspecte. Primul este cash-ul. Primul este cash-ul. Ostașii au luat bani. Versetul 12 din Matei 28 spune că au luat mulți bani. Și cu cash-ul duci în eroare și astăzi. Cu cash-ul corupți, corupi și astăzi. Harvard University, cea mai celebră universitate din lume. Princeton University, Yale University, vorbim de cea din America, Cambridge University din Anglia. Aceste patru universități care sunt în topul primelor 10 universități din lume, frați și surori, doamnelor și domnilor, țineți minte, toate au început universități creștine. Toate au început sub autoritatea unei organizații evanghelice. Scopul lor declarat a fost acela de a prezenta Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos într-o manieră vrednică de a fi primit și biblic și rațional. Ce face astăzi Harvard? Ce face Princeton și el? Ce face Oxford? Vă spun ce face. Este aceeași situație și astăzi ca și cu 2000 de ani în urmă. Vine Soros, miliardarul, și se duce la Harvard și zice, uite, eu vă fac o donație de 100 de milioane de dolari. Ce vă spun eu nu este ipotetic, asta se întâmplă în zilele noastre. Eu vă fac o donație de 100 de milioane de dolari. Dar uite ce trebuie să faceți voi. Creați aici, în cadrul universității, un departament în care profesorii cei mai dotați să poată să învețe pe viitorii studenți că Iisus Hristos nu s-a născut din Fecioara Marie. Creați un departament în care profesorii cei mai dotați să învețe că Iisus Hristos n-a înviat din morți. I-a fost furat trupul. Și așa se întâmplă cu cele mai multe universități. Vine cineva cu cash și spune, dacă vreți să vă descurcați, dacă vreți să aveți clădiri impunătoare, dacă vreți să aveți salarii mari la profesori, dacă vreți să aveți centre de cercetare, dacă vreți să aveți cu tare și cu tare lucru, cele mai mari dotări care există la ora actuală, aici este cash-ul. Și cash-ul acesta a corupt pe mulți. A corupt pe mulți. Eram în vizită în România și era perioada de evanghelizări. Din luna ianuarie până în martie este un obicei în România, se fac evanghelizări și acum s-au mai introdus încă o perioadă iulie-august, se face în corturi. Dar perioada ianuarie-martie este în biserici. Fiecare biserică își organizează o săptămână de evanghelizări și cheamă
pe cei mai cunoscuți predicatori și evangheliști care să vorbească în câte într-o seară și lumea este invitată la biserică. Și bineînțeles că dacă chem pe cineva, îi plătești drumul, hotelul, mâncarea, poate că dacă biserica e de mână, îi dai și un onorariu, se cuvine lucrul acesta. Însă eram acolo, deci în România, și m-am întâlnit cu un pastor cunoscut, nu vă spun nume, nici orașul în care eram. Și mi-a zis, mă bucur, frate Goc, să vă văd, unde vorbiți în seara aceasta? I-am spus unde predic și mi-a zis, mi-ar place să vin să vă ascult, dar nu pot că sunt invitat la o evangelizare în localitatea, nu departe de unde eram eu și trebuie să mă duc acolo. Fratele care mă ducea cu mașina unde trebuia să mă ducă, zice către mine, frate Gog, se poate așa ceva? Zic, ce anume? Păi, fratele acesta, cu care tocmai ne-am întâlnit, a fost chemat la evangelizare și îmi spune unde. Și a spus că se duce, a promis că se duce. Astăzi, frate Gog, eram lângă el, dimineață. L-a sunat biserica unde pleacă acum la evangelizare. L-a sunat păstorul de acolo și a zis, avem mare nevoie de cineva ca să vină la evangelizare la noi, pentru că persoana pe care am invitat-o s-a îmbolnăvit și nu poate să vină. Și pastorul i-a spus la telefon omul păstorului cu care l-a sunat, nu pot să vin, pentru că am promis acolo, de vreo lună de zile, că mă duc acolo și vreau să mă țin de cuvânt. La care păstorul de dincolo a spus, hei, cât îți dau aia? Auziți? Uite, eu îți dau 500 de euro de seară, vii și predici la noi. Și el a zis, gata, vin. Sună tu pe păstorul celălalt unde trebuia să mă duc și spune-i că nu sunt în țară. Că nu sunt în țară. Că a trebuit să plec urgent până undeva. Și nu s-a dus, că s-a dus unde a fost cheșul mai gras. N-a murit fenomenul acesta. N-a murit. Pe lângă cash, la inducerea aceasta, este caracterul. Soldații aceștia romani erau macho, erau mari eroi, erau mari puternici. N-aveau caracter. Și pe un om care n-are caracter, îl cumperi cu banii. Și dai ce mesaj să-ți predice. Spune, frate, bine că ați venit la noi. Uite, noi avem problemele acestea, să predicați despre aceasta. Vreau să vă spun un lucru, spre gloria Domnului. Oriunde mă duc, nu accept să-mi spună păstorul nimic despre biserica lor, refuz categoric, și nu accept să îmi spună ce să predic. Trebuie să îmi spună Duhul Sfânt ce să predic, pentru că Duhul Sfânt știe de ce au nevoie oamenii. Credeți lucrul acesta? Poate că unii se supără, dar mai bine să se supere unii decât să se supere Domnul. Pentru că nu vreau și nu este ok să te lași indus să faci voia cuiva, voia vreunei partide din biserică, voia unei orientări politice de dragul cheșului și a lipsei de caracter. Nu. Noi trebuie să fim sfinți pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Pe lângă inducere este instruirea mesagerilor. Zice, s-au dus, au făcut cum i-au învățat. Normal! Cum să faci altceva? Cum i-au învățat?
nu i-am spus lui Călin, este aici, dar că o să dau exemplu ăsta. Era la școală, cred că încă până în clasa 8-a se întâmpla lucrul acesta. Și vine acasă și în fața noastră un cacaroci, un gândac. Și eu repede, după el, românește, să-l calc. Aha, s-a necăjit băiatul meu. Tati, de ce omori? Când i-a spus la școală că nu-i voie să omorâm nici gândaci, nici șoareci, nici șobolani, poor things. Ce face? Face ce-i învățat! Și dacă lăsăm copiii noștri și tinerii noștri să aibă mintea ascuțită de profesorii de astăzi care se uită la pungă și la mărimea cash-ului, frați și surori, e mirare că îi pierdem și că nu mai cred în puterea învierii lui Iisus Hristos? Haideți să învățăm adevărul. Și haideți să învățăm Scriptura. Haideți să învățăm ce este scris. Pentru că chiar dacă vor fi nepopulari trăind după ce este scris, vor fi nepopulari cu oamenii, dar vor fi populari cu Dumnezeu. A cui popularitate vrei să o câștigi? Și vorba Domnului Iisus Hristos din Marcu 8:36. Și ce-ar câștiga, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, nu numai cash-ul mare care l-au primit soldații sau pe care poate îl primești tu? Ai făcut bid pe geabul acesta? Da. Și ți l-a promis? Da. Hai că eu îți dau mai mult, mă. Și strici contractul. Caracterul. Asta e marea problemă. Caracterul. Dacă vrei să înțelegi că Iisus este viu, trebuie să te lași modelat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Inducere, instruire și apoi, în ultima instanță, este influența mesagerilor corupți. Observați cum se încheie versetul 15 din Matei 28. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până când? Până azi. De 2000 de ani minciuna aceasta are putere. Dacă apostolii au furat trupul lui Hristos, uitați-vă la această scenă, simplu, logică. Maria Magdalena și cu celelalte femei sfinte care au fost la mormânt s-au dus la apostoli și au zis o veste mare. A înviat Iisus. Dacă apostolii l-au furat, trebuiau să spună: femeie, vezi-ți de treabă. Du-te și nu mai povesti din aceasta, că l-am furat noi, am luat noi trupul. Am mituit noi pe soldați și am luat trupul. Da? Păi noi am să-l căutăm, să-l îmbălsămăm. Unde l-a spus? Arătați-ne-l și nouă. Însă problema este următoarea. De aceea când citești Scriptura, trebuie să te uiți la aceste detalii mari. Cei care n-au crezut în înviere, ca să fie motivat să-L fure pe Iisus Hristos, cei care n-au crezut în înviere au fost cine? Apostolii. Apostolii. Și culmea, cei ce au crezut în înviere au fost necredincioși. Au fost mari preoți. Au fost cărturari. S-au dus la Pilat și au spus: puneți o pază la mormânt. Dar de ce vă trebuie pază, mă, la mormânt? Păi a zis mincinosul acesta și înșelătorul acesta, așa cum vorbeau ei, că a treia zi din morți va învia. Puneți o pază. Și de învie, să tăbărească pe el, să nu-l lasă să iasă de acolo. Cine au crezut că înviază? Tocmai cei care l-au condamnat. Și cei care trebuiau să vestească învierea lui, n-au crezut. De ce Ioan are mereu această expresie?
căci tot n-au înțeles ce le spusese Iisus Hristos înainte de moartea și învierea Lui. Atunci au adus aminte de scripturile care spun, atunci, după ce a stat de vorbă cu ei la Marea Tiberiadei, după înviere, bineînțeles. Deci iată că de multe ori cine nu te aștepți are argumentul cel mai tare. Să nu ne înșele omul acesta să învieze din morți. Dar Iisus Hristos nu este în slujba înșelării. Iisus Hristos este în slujba adevărului. Și dacă cunoști adevărul, așa cum spune Iisus Hristos, Ioan 8:32, adevărul te face liber, te descătușează de prejudecăți, te descătușează de învățături false, te descătușează de orice, pentru că adevărul despre Fiul lui Dumnezeu este puterea care te face om. Și în societatea noastră contemporană, înclinată spre învățături demonice, cu președinți care dau asemenea decrete, frații și surori, doamnelor și domnilor, singurul cu care putem spune este: Doamne, ai milă. Dar Domnul are milă dacă eu sunt responsabil și mă duc și le spun: a înviat Iisus. Dacă eu sunt responsabil și vorbesc cu biserica care a început să se îndoiască despre aceste adevăruri: a înviat Iisus. Și numai un Iisus viu poate să locuiască în mijlocul nostru, nu unul mort. Numai un Iisus viu poate să facă minuni, nu unul mort. Numai un Iisus viu poate să producă naștere din nou în păcătos, nu unul mort. Mulțumim Domnului că este viu și că lucrează în Emanuel. Mulțumim Domnului pentru că toate lucrurile le face după cartea aceasta și nu după planurile celor care se uită la mărimea cash-ului și uită de caracter. De aceea vă invit, frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne înarmăm mintea cu cuvântul Domnului, cu un cuvânt sănătos, cu o învățătură curată, pentru că trăim vremurile cele mai de pe urmă, nu din urmă, cele mai de pe urmă. Și în aceste vremuri cele mai de pe urmă, dorința mea este ca pe mine și casa mea, pe mine și cei ce ascultă cuvântul Domnului când Domnul îmi dă ocazia să-L vestesc, să ne găsească gata, plin de credință, ca să putem să stăm apoi odată pentru totdeauna lângă un Iisus viu, înviat din morți și noi, cu trupuri noi, cu trupuri glorioase, să tot sară Pilat și soldații romani peste un trup înviat din morți, că nu-i vor putea face nimic, pentru că dispare la clipeala ochiului și apare la clipeala ochiului. Are puterea aceasta pe care o are trupul Domnului Iisus Hristos. Zile glorioase ne așteaptă, eternitate glorioasă ne așteaptă, dar până când intrăm în această stare, în aceste vremuri din urmă, haidem să fim sfinți, căci Domnul nostru este viu și sfânt. Amin. Ne ridicăm în picioare și medităm la aceste cuvinte. Medităm la ceea ce ne spune cuvântul. Cuvântul ne spune că trebuie să fim responsabili, nu respingători, responsabili. Și responsabilitatea noastră nu este o opțiune, este o poruncă divină. Nu este ceva ce se pune la dezbaterea adunării generale a bisericii. Este o poruncă divină. Duceți-vă și nu oricum, mergeți repede. Timpul este scurt. De aceea trebuie să spunem la oameni adevărul. Și adevărul cel mai mare este acesta: Iisus este viu! Ne rugăm acestui Domn viu și cerem să rămână în viața noastră. Amin.